Eu sper că a fost o coincidență, sper că nu este vorba de coduri. Frumos pic pe shift la Ninja, absolut superb, mi-a plăcut, m-a dat pe spate. Ce îmi place la solo queue, doamne. Doar o să mă plâng episodul ăsta, asta o să fac, o să stau și o să mă plâng non-stop, constant. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un episod de Matchmaking Short, Road to Global, suntem pe Supreme, am zis că merg pe A, a zis și Scrappy că vine pe A. Dar aparent suntem 3 de la bun început. Fii rar, nu e bine, se pușează rampa. Am avut și spawn foarte prost. Palas. Hai că s-a tras, dacă e. Ăștia nu vorbesc între ei. Luana Ninja, mamă, am olărit 3 oameni, guys, 3 oameni, băgați un like puternic pentru această rundă de pistoale. Și mi s-a spus în comentarii la episodul anterior că nu am jucat nimic, că nu știu ce, că nu știu cum, nu zic că am jucat excelent. Doamne ferește, poate n-a fost meciul meu, cu siguranță n-a fost meciul meu, băi, dar a fost un haos total din punctul meu de vedere, ca și teamplay, ca și tactica echipei, ca și, nu știu, nu s-a ținut midul, s-a intrat pe mid, bulevard, chestii, etc. Și sper ca meciul ăsta să am și un meci mai bun, dar să fi prins și o echipă mai de Doamne ajută. Ce s-a văzut la prima rundă e că nu prea a fost așa, am scos 3 oameni, s-a pierdut runda și, bine, puțin bait că am stat acolo la palat, dar trebuia să bat omul din palat, asta era ideea. La început am mers 3 oameni, pa. Guys, 3 oameni, pa. În fine, hai să ne focusăm pe meci. Să sperăm că pleacă win-ul ăla puternic și că vedem globales pe ecran la final de meci. Ce spuneți, este posibil oare? Ia uite-l pe Paradox, se bagă palat, ok. Bun. Să dau un smoke pe rampă ăsta, al meu s-a băgat palat, nu mai rău stau aici. Sunt deja pușați pe B oricum, acum dacă ne uităm la radar, mamă. Oi, out of kitchen. Aveam armură mică? Sper că n-avem armură mică. Ok, are omcom, are con, nu com. Con, bază. Veneau din toate părțile, nu mai zic nimic. Eu am forțat, i-au făcut eco. Hai că e bine, o să-mi iau tot un MP9, sper că-și cumpăr arme de toți banii și să sperăm că ne punem pe picioare runda asta, adică ar trebui, na, indiferent că o să pierdem meciul, eu o să-l postez pentru că ăsta e, na, drumul către global și, cum ați spus și voi, vreți să vedeți, gen, progresul și n-ai cum doar să câștigi, e clar că jucând solo queue e foarte greu să câștigi fiecare meci. Avem un palat. Watch out, Conan Short. Ok. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Ah, nice. S-a bubuit grenada pe ăla. Con and ramp. Ah, și zisese con, dar n-am fost eu atent. Stai, bro, ușor cu spray-ul, că nu te ajută. Nu te ajută, nu-i boost să faci spray așa până se termină gloanțele, bro. Mamă, mai are un om în junglă și un om a plantat la B. Ce credeți? Ăsta din junglă pleacă și el acum la B să țină amândoi site-ul și cam aia a fost runda. Bustos se ducă să salveze. Din nou, dacă spun că îmi doresc să mă joc la adversari, guys, să ziceți că, domne, dar nu înțeleg de ce. De fiecare dată echipa adversă joacă mai bine. După cum vedeți, ăștia de pe Tero vin pe B, joacă împreună, iau site-ul, plantează bomba și așa mai departe. Noi, în schimb, am zis, primul ai play on A, a zis și Scrappy, după aia ai play on A și Boost, Orange, care n-a scos un cuvânt de la început de meci până acum, a venit și el pe A, nu știu ca ce chestie și, mă rog, e clar, absolut clar, nu vreau MP, mersi. Nu știu să joc cu UMP-ul, lumea știu să joc, dar nu. Prefer MP9, e mult mai bun. Nu se ține harta, nu... Ai mei nu-și văd de obiectivul jocului. Mamă, am căzut de 2 ore de pe
de pe scară, dar să sperăm că n-am fost auzit. One shot, posibil shot să se bage prin rampă, dar vreau să țin aici palatul. Bomb ramp! You can rotate? Yeah, I'm rotating this. Mamă, 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 mi-e rău. One is beyond. Bomb dead. Already sandwich. Ia uite, uitați-vă un pic. Deci uitați-vă un pic, guys. Uitați-vă un pic, guys. Au misiune ei pe un om care era pierdut pe la B prin apartamente când bomba e pe ea, când se intră pe ea cu bomba și așa mai departe. La asta mă refer că zic că vreau să încep la adversari, că nu se mai poate, numai echipe de astea nimeresc. De ce am acest ghinion, guys? Vă las să-mi spuneți în comentarii voi dacă aveți același ghinion pe care l-am și eu. Meci de meci. Și care e cauza pentru acest ghinion? Că n-am făcut nimic rău, jur. N-am spărat pe nimeni. Scrappy a rămas singurel prin apartamente, ok, și presupun că o să salveze. Și totodată presupun că oamenii de pe Tero o să stea pe site, nu o să plece la vânătoare, pentru că știu că au un obiectiv și anume să bubuie bomba, să câștige ronda, să câștige meciul și aia e. Noi, în schimb, obiectiv să ținem site-ul sau așa, de unde atât, ce? Trebuie să facem kill-uri, să venim toți pe A, să vânăm un singur om în apartamente la B, că l-am auzit că e în smoke și să venim din 7 părți ca să-l scoatem pe ăla, să ne facem kill-urile și ce zic, nu, bomba se planteze, ea n-are treabă, ce se mai întâmplă, n-ați mai văzut bombă plantată, hai de capul meu, ce îmi place la solo kill, doamne, doar o să mă plâng episodul ăsta, asta o să fac, o să stau și o să mă plâng non-stop, constant. Palas. Hai seama că trag ceva cu M4, guys, că warm-up. De unde atâta warm-up? Ok. Și-a dat Shmoly. Ram. Shot. BFQ. One low. Pit, Tetris, 10 HP, set shot, nice, one more site. Hai inside, e chiar acolo, default, cred. Hai că dacă tragem așa. Ok, opa. S-a întors pe rampă. El s-a întors să verifice rampa, păreri. Frix îl cheamă, s-a întors că știa el că trebuie să verifice rampa, să vadă, să nu cumva să vină cineva din spate. Este, nu știu dacă îl știa pe ăla din spate, dar eu sper că a fost o coincidență, sper că nu este vorba de coduri. Frumos pic pe shift la Ninja, absolut superb, mi-a plăcut, m-a dat pe spate. Vai de capul eu. 5-0 pentru ei, guys. 5-0 pentru ei. Ne-am dus. A fost un match frumos. A fost frumos cât a fost, dar n-a mai fost să fie, știți ce zic? Hai de capul meu. O echipă mai potentă, așa mai. Când, guys, când? Când? Oh, take it ușor. Că am luat polar. Mamă, am luat polar, guys. Mid. Set on Intel, mid, thank you. Hai că s-a tras dacă e. S-a, ta, mă, ce pic mi-a făcut asta. Da, dacă l-am ratat pe primul celălalt ăsta acolo, oricum a dat cel la info. A fost mirific, fantastic, fabulos. Mai ziceți voi cuvinte cu F, că nu mai îmi vin. Ia. Se vede? De unde atâta, mă? Da. Și cum am trezit de la dimineață, bă, dar pe bune, mă, chiar așa la 0 să pierdem? Chiar așa la 0 să pierdem? Nu se poate, mă bag peste ei. Nu se... Punem punctul pe I. Punem punctul pe rampă. Fiți atenți. Pam. Mă bag peste ei, îmi iau și un nade, îmi iau și un flash. Fiți atenți, facem schimbul ăsta. Dau și un flash pe mid, să ajut midul. Chiar dacă e irelevant, pentru că midul nu, probabil că nu se ține așa cum trebuie să se țină. O să dau un flash pe mid. O să dau un molly adânc. Am luat flash și nu mi-a mai aruncat molly-ul. Minunat. Pushing pit. Asta zic, mă, asta zic.
already. Full rationate. Yes, yes. Vedeți cum intră ei, patru oameni tare, flash, nu știu ce, s-au băgat. Intră toți, nu se face bait, nu așa? Eu dacă ar fi să fiu pe teror acum, mamă, se duce unul palat, pândește pe acolo jumate de rundă, unul se duce, face pic pe rampă singur, moare instant, unul se duce pe mid, își ia direct cap când a ieșit pe top mid, altul vine pe mid după ăla, dar la 30 de secunde că a avut treabă prin bază sau habar n-am. Adică nu e, jur, de fiecare dată așa este, identic, trollul maxim, n-am ce să zic. Da, ce să zic, guys, n-avem nicio șansă. Așa, jocul ăsta e despre echipă, despre dublaj, despre tactică, despre poziționare pe hartă la levelul ăsta și aparent noi? Three guys mid. Asta zic, midul e deja mort. Ia uite, 36, 1-36, da? 36 de secunde. Mai sunt până la un minut și deja suntem doar 3 oameni în viață, guys. Doar 3 oameni în viață. S-a plantat la B. Iese palat. Eu am ținta pe genunchi. Oricum aveam MP9, ăla avea cap. Ce să facem astea? În cel mai bun caz îi dădeam cap și îl lăsam cu 10 HP sau ceva. Foarte frumos. 8-0. Hai să ne schimbăm păterul, să le arătăm adversarilor că noi suntem mai buni decât ei. Noi jucăm mai bine, mai... Vai, mai leu. Ah, m-a luat valul, guys, m-a luat valul, dar... Decât să mă enervez, să dau rage, știți cum... Cum fac majoritatea oamenilor, că... Mai sparg un mouse, o tastatură, un monitor, o chestie... Prefer să mă ia valul și să fac bâză de toate chestiile astea, să fac haz de necaz. Make some noise, zonei. Elefanților. 3-pa. Let's go fast now. Ah, nu mai stăm la contact, că deja au murit din aia. Nu, era ascuns pe short. Feel like, mamă. Stat ascuns pe short. Și eu m-am dus ca un bot să o plantez de short, că am zis că sigur nu e nimeni pe short. Dar ăsta a fost match-ul, guys. Și cum spuneam, vă recomand să nu dați în mouse, în tastatură, în monitor, în PC sau habar n-am în ce o-ți da. Mai bine faceți azi de necaz că scăpați mai ieftin. Credeți-mă. Ok. Face asta runda, mă, guys. Face asta runda. Vă aștept pe TikTok, Insta și Twitch, OneFlash0, să mă urmăriți și acolo și... 9-0, mă, 9-0, corect, road to global. Știți cum e, drumul către global. S-a rupt podul, s-a prăbușit. Pai de capul meu, băgați codul OneFlash pe PC Garage, guys, și luați-vă reducerea absolut orice comandă. Îmi pare rău că n-a fost cu happy end, cu win, cu astea. Cred că e chiar cu derank, dacă stau bine să mă gândesc sau nu. Nu, că jocul a știut că nu poate echipa. Uite, mă dă cu DMG, cu LE, cu boost care nici n-are rank, boost care n-a scos un cuvânt, nou microfon. Nu puteam să pic eu la adversari în locul ăsta cu 5 kill-uri și house să câștig eu meciul. Nu se putea, guys, spuneți voi în comentarii, nu se putea. Pă, bune acum.